mamă de pământ, dar atât de plină de locuri de-a dreptul rupte din cărți cu povești. Nu vorbim aici despre destinații mondiale, precum sunt Franța, SUA sau Spania, acolo unde turiștii practic se înghesuie pe metru pătrat, ci despre mica și modesta Republica Moldova. O țară caldă, amabilă, plină de tradiție și mister. Tocmai așa este văzută Basarabia de către turiștii străini, lucru ce le place la nebunie. Așa că ei nu mai stau mult pe gânduri, își iau bilete de avion și vin la noi în vizită. Odată ajunși în Republica Moldova, turiștii străini sunt dornici să descopere tradițiile strămoșești ale acestor plaiuri. Merg cu nerăbdare la Orheiul Vechi, rezervație cultural-naturală care este în proces de nominalizare pentru a fi înscrisă în lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Aceasta este și destinația turistică de top din Basarabia. Și pe bună dreptate ar merita o distinție mondială. Priveleștea din vârful dealului de la Orheiul Vechi spre râul Răut a devenit atât de renumită. Rețelele de socializare sunt pline de fotografii cu turiști de prin toate colțurile lumii care au vizitat zona. Și spun că rar se întâmplă când pe ulițele satului nu dau de vreun turist. Da, păi se numere să mie și milioane mai din pe an. Păi cum? Și ne dau bună ziua și nimeni străine și... Mă dau. Cum îi salutați dumneavoastră? Păi noi zicem bună ziua, care știu câte o leacă, îi dau și din cap. Eu îi zic, noroc și gata. Turiștii se lasă cuceriți de aceste plaiuri, așa că nu le ajunge o zi pentru a descoperi întreaga zonă, nici două, trei sau patru. Vin cu multe bagaje și se cazează pe cel puțin o săptămână la pensiunile agroturistice din sat. Numărul din ce în ce mai mare de turiști i-a convins pe localnici să-și transforme le foste case bătrânești în adevărate hoteluri rustice. Este și cazul Alei Benzing, cea care a deschis prima pensiune agroturistică din satul Trebujeni, raionul Orhei. Totul se întâmpla în anul 2002. A fost primii pași a turismului rural în Moldova. Paralel au fost deschise trei case a meșterilor popular, o casă muzeu, una în condeiarea oului și a doua panificația, pâinea tradițională care se face în prezent. Și iată, din 2002 până în prezent activăm. Dar cum v-a venit ideea să deschideți o agropensiune? În acea vreme nu era atât de popular să ai un asemenea tip de activitate. Noi am călătorit cu soțul, ne-am odihnit atât pe malul Mării Negre cât și în România și am văzut astfel de căsuță în România și iată ideea aceasta, anume de aici așa a venit, că putem să facem așa, anume folosind localitatea care este Orhei Vechi și un promontoriu și a doilea promontoriu este Landșaftul Trebușeni. Dacă vorbim de plan internațional, Landșaftul Trebușeni prevalează Muzeul Orheiului Vechi. Și care a fost evoluția acestei pensiuni? De unde v-ați pornit și unde ați ajuns? Cu ce vă puteți mândri acum? Am pornit de la două dormitoare pentru cazare. Pe urmă am construit o terasă ca să putem primi până la 50 de persoane, fiindcă așa erau autobuzele care veneau în excursie. Și primeam cu prânzul. Am format așa prânzul țărănesc, de acum toate agențiile cunoșteau ce intră în prânzul țărănesc și cu acesta mergem și până în prezent. Și din 2002 am început noi, familia, soțul, copiii. Pe urmă am angajat doi lucrători, pe urmă trei. În prezent am ajuns la șase angajați, care pe lângă aceea că toată familia noastră lucrează pentru pensiune, avem și oameni din sat și vecini, din stânga, din dreapta, care s-au angajat și fac o cupeică. Și tot face întreținere aici pe loc să nu plece în străinătate.
De la două dormitoare câte ați pornit, acum câte aveți? Acum avem 7 dormitoare. Dintre aceste 7 dormitoare sunt toate pentru 2 persoane, dar avem 3 persoane unde poate să vină familia și cu 2 copii să-i cază. Recent ați extins această pensiune, v-ați mai îmbogățit cu o casă. Care a fost povestea acestei case? Dar care a fost povestea acestei case? Dacă la început am început cu copii, acum de acum sunt căsătoriți, fiecare are familia lor și au procurat undeva o casă pătrânească alături de noi și am extins pensiunea și cu căsuță mică, tot casa din lungă, căsuța mică, așa o numim. Copiii au activat pe lângă mine, au văzut că totuși este un careva profit care și au hotărât mai departe să prelungească. Cât de mulți turiști vin la voi? Au fost zile în care toată pensiunea era ocupată și nu mai erau locuri libere? Da, ultimii ani avem că refuzăm. Nu putem primi. În perioada caldă, luna martie-octombrie, solicitare foarte mare. Care sunt prețurile? Cât trebuie să plătim pentru a ne odihni o zi aici la pensiunea dumneavoastră? O zi pentru două persoane, o cameră pentru două persoane, 1600 de lei, inclus tot mâncare de dimineață, la amiază și seară. Și în mare parte turiștii care vin aici de unde, din ce țări ajung în Republica Moldova la Orhiei Vechi? Practic de pe toate continentele am avut oaspeți. E clar că foarte mulți sunt din România, cu toate că noi știm că România e bogată în agropensiuni și în turism rural. Sunt mulți și din Rusia, avem foarte mulți ultimul timp, Japonia, Coreea, China. Și cum îi distrați aici? Ce activități au ei? Pentru că știm că acum se practică din ce în ce mai puțin vacanța de lux la hotel de 5 stele, dar iată ei, turiștii caut așa tipuri de vacanță, unde ei se intre în pielea localnicilor. Cu ce îi ocupați voi? Îi puneți să facă anumite activități pe care le au basarabenii? În timpul toamnei avem programă cu cules poamei și tot procesul care de pregătire pentru vin, suc, așa. În timpul verii poate să participe la pregătirea conservelor, dulcețelor pentru iarnă sau a legumelor care le pregătim. Foarte mult ultimul timp e masterclass la plăcintă. O altă activitate este plimbarea în lanșaftul Trebujeni cu căruță sau cu caretă. La dispoziția lor sunt bicicletele. Această diversitate pusă la dispoziția vizitatorilor face ca an de an să se dezvolte turismul rural. De exemplu, numai anul trecut, turiștii veniți în Republica Moldova au cheltuit în total peste 500 de milioane de dolari, adică 4,4% din PIB-ul național. Autoritățile spun că oportunitățile sunt enorme, mai ales pentru localnici. Toți sunt încurajați să pășească cu încredere în acest domeniu. Un plus foarte mare este locurile de muncă. Avem multe locuri de muncă deschise aici și lumea are posibilitatea să lucreze aici acasă, să fie lângă familie, lângă copii. Vedem după cum se dezvoltă. Tot anul se renovează ceva, se mai extinde ceva, ceva se mai schimbă. Merg pași încet, dar sigur înainte. Sunt gospodăroși pentru că noi înșiși moldoveni suntem un neam destul de primitor, cu tradiții foarte multe, cu o cultură bogată și suntem tot timpul bine dispuși să o împărtășim și cu cei care ne calcă pragul. Ospitalitatea gazdelor basarabene și grija pentru turiști ca pentru proprii copii îi frapează pe vizitatori. Gospodarii care își deschid propriile pensiuni beneficiază și de granturi sau de asistență tehnică de la partenerii de dezvoltare. Diana Lazar, vicedirector la proiectul de competitivitate din Moldova al USAID, ne povestește că în ultimii câțiva ani zona din Orheiul Vechi s-a dezvoltat vertiginos și a devenit de nerecunoscut.
Partea frumoasă și chiar palpitantă a turismului este că readuce oamenii la rădăcini. Asta fiind și sloganul nostru turistic de țară, redescoperă căile vieții, deci revină la rădăcini. Iar noi știm că veșnicia în Moldova se tăinuiește la sat și iată, mai ales în Orheiul Vechi, avem aceste sate, Butuceni și Trebujeni, care au fost în avangarda dezvoltării turismului rural în Moldova. Chiar dacă ei s-au deschis în anii 2001-2002, primele din pensiunile care au apărut în această regiune, un mare val de dezvoltare a apărut în special după anii 2012-2013, când a fost dezvoltat brandul turistic de țară și a fost începută o campanie de promovare mult mai activă pe plan extern, astfel aceasta dinamizând și fluxul de turiști străini. Ce s-a întâmplat este că gospodarii noștri au început să-și amenajeze casele, verandele, terasele, dormitoarele, ca să primească cât mai mulți oaspeți și să le ofere experiențe inedite, autentice, așa cum era odată la bunei. Și ce este frumos este că se întâmplă istorii umane absolut fantastice într-o țară unde avem zeci de mii de oameni care părăsesc deci Republica Moldova. Noi vedem oameni care se reîntorc la baștină și își reconstituie casele părintești, așa cum este doamna Svetlana de la Valea Stâncii, o nouă pensiune care am lansat-o doar cu câteva luni în urmă, care după peste 10 ani munciți în Sankt Petersburg cu întreaga familie și a adus toate economiile, le-a investit în această pensiune și s-a lansat și de atunci este casa plină de oaspeți. Sau un asemenea caz minunat cum este familia Benzin, care a fost de fapt prima pensiune rurală din rezervația Orheiul Vechi, unde îi vedem pe toți ai casei lucrând grămăjoară. Deci este mama și este feciorul cu nora și este fiica cu ginerile, toată lumea lucrează. Pensiunea se dezvoltă, în special în ultimii ani, vedem o triplare a numărului de turiști, încasările s-au triplat și ele, în special datorită faptului că actualmente nu mai este pensiunea doar un loc de cazare. Este acel spațiu unde un turist străin, dar și unul localnic din capitală poate să se simtă ca acasă, să se simtă în familie, dar și să învețe să coacă o pâine, așa cum se făcea pe vatră, să împletească sarmale sau să împletească în pănuși, se participă la festivale care se organizează aici. Deci este, sunt implicați total în este un vacanță. Este un ecosistem și este dovedit, de fapt, pe plan internațional de Organizația Mondială a Turismului, că atunci când numărul de turiști crește, deci 30 de turiști în plus pe care îi aduce într-o localitate generează un loc de muncă. Ce vedem, doar la această pensiune lucrează 15 săteni. Închipuiți-vă acum că în acest sat sunt 700 de gospodării și la moment sunt doar 7 asemenea pensiuni. Haideți să facem un gest de imaginație și să ne închipuim că avem cel puțin 20 asemenea de pensiuni doar într-un sat, câte locuri de muncă se generează, se generează venituri locale, se revigorează economia circulară din mediul rural și, desigur, vorbim despre o reîntoarcere, să spunem, spre mediul regional a valorii economice. Ne-am bucurat să vedem că uneori și noile generații își dezvoltă pensiunile proprii. Deci părinții au propria pensiune rurală care s-a dovedit a fi de succes, în special în ultimii ani, și aceștia decid să-și investească economiile lor proprii pentru a iniția o afacere alături de părinți, așa cum o vedem și în satul Trebujeni, dar și în alte localități ale Moldovei. Fie sunt femei care s-au pensionat și vor să-și găsească o nouă viață, așa cum este doamna Liuba, de exemplu, de la Vila Roz, o poveste minunată, dumneai, după o carieră în domeniul industriei ușoare, a decis să-și deschidă o pensiune în această regiune. Ceea ce proiectul de competitivitate de fapt urmărește este crearea unui standard de calitate și a unui standard de autenticitate pentru a oferi niște experiențe care sunt proprii poporului nostru, pentru a fugi și a elimina kitsch-ul pe cât posibil, pentru a crea produse cu valoare adăugată înaltă,
ca să câștigăm mai mult. Pentru că atunci când turistul este implicat în viața rurală, atunci când îi se oferă o experiență caldă, primitoare, dar și mai învață, mai contribuie cu ceva, este gata să lese mai multă valoare economică în această regiune, iar Moldova nu este o destinație turistică de masă, ci o destinație turistică de nișă, sau așa numită de experții străini, de butic. Ne dorim ca turiștii care vin în Moldova să fie niște turiști conștiincioși, cu discernământ, spunem noi, care ar putea să aprecieze diversitatea culturală și tradițiile noastre, dar în același timp să ofere respectul necesar pentru populația de aici și pentru oamenii care inițiază acest business de locușor. Începând din 2015, 14 pensiuni rurale au fost renovate cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Modernizarea acestor mici case de vacanță a generat o creștere cu 20% a numărului de vizitatori. În acest an, deja peste 36.000 de oameni au vizitat meleagurile pitorești. We see the distinctive culture here, the rich traditions Moldova has and the warm hospitality, and I think this is really good basis for increased tourism and the potential for tourists to come and explore and to learn about new things, and I think this is really something that would attract the tourist of today, the modern tourist. Din păcate, datele Organizației Mondiale a Turismului arată că Republica Moldova este una dintre cele mai puțin vizitate destinații turistice din Europa. Pentru a atrage turiștii au fost inițiate campanii masive de promovare. Din anul 2014, brandul turistic de țară al Republicii Moldova este Pomul Vieții, însoțit de sloganul Descoperă drumurile vieții. Între timp, imaginea Basarabiei turistice a ajuns la cele mai urmărite posturi TV mondiale, pe cele mai accesate site-uri de călătorie și în cele mai cumpărate reviste de profil. Jurnaliștii străini vin în număr tot mai mare în Republica Moldova pentru a descoperi frumusețea acestor locuri. La Orheiul Vechi am întâlnit și un grup de jurnaliști români care vor scrie despre experiența trăită aici. Pe mine m-a fermecat, în primul rând, zona este foarte pitorească. În al doilea rând, preparatele culinare sunt extraordinar de bune și vinurile, în ultimul rând. Poate tradițiile s-au conservat puțin mai bine în această zonă. Astăzi am avut ocazia să văd o casă 100% construită din materiale naturale, inclusiv izolarea interioară a pereților făcută cu paie și cu fân, ceea ce mi s-a părut fantastic. Eu nu am mai văzut așa ceva. Poziționarea geografică și formele de relief și toate aceste lucruri la oaltă te ajută să te simți bine pentru câteva zile în Moldova. Anual aducem cam 85 de jurnaliști străini, fie în grupuri sau individual, fie la anumite evenimente precum este Descoperă sau Ziua Vinului, dar uite că și de această dată, targetând piața României, fiind o piață sursă de turiști pentru Republica Moldova, acest grup de jurnaliști au venit în special pentru vernisajul vinului, pentru a merge ulterior în România și a promova aceste evenimente. De altfel, Republica Moldova este țara cu cel mai mare număr de locuitori care se ocupă cu producerea vinului, aproape 25%, adică a patra parte din cetățeni. E mai mult decât o industrie, este un mod de viață. Vinul Select este elogiat de fiecare dată prin evenimente de mare anvergură. Unul dintre acestea este și vernisajul vinului, un așa numit tango al vinurilor, spumantelor și divinurilor. Evenimentul a ajuns deja la 17-a ediție și își propune să educe și să cizeleze consumatorului cultura de selectare și savurare a vinului. Noi ne-am convins că piața internă e foarte, deci la noi cu 6 ani în urmă era foarte una din cele mai slabe. Noi ne numeam că suntem cea mai o țară vitivinicol, ceea ce nu era cazul, da? Noi consumam complet alte structuri a consumului era. Conceptul era între aceea că noi să facem o platformă unde se întâlnește producătorul de vinuri cu consumatorul. Și cine, dacă nu producătorul, poate să-i explice cel mai bine într-o ambianță, deci într-o ambianță foarte frumoasă, într-o ambianță așa, deci cu un fondal de muzică. Deci să promovăm deci vinul ca un produs cultural, a? Consumul, deci să fie un act cultural, că când, deci, știți cum spune, că într-o sticlă de vin este mai multă filozofie decât vin. Oaspeții de vază au fost invitați să ciocnească un pahar în cinstea vinului. La vernisaj au venit oficiali, ambasadori, politicieni și mulți pasionați de vinuri Select.
secte. Au participat și jurnaliști români curioși să descopere povestea licorilor bahice basarabene. Poate să fie un brand de țară pentru Moldova. Cred că este un eveniment foarte important pentru toți oamenii care sunt implicați în industria vinului, atât din România cât și din Republica Moldova, și mi se pare că este la un nivel extraordinar de înalt. Vinurile made din Moldova au ajuns peste tot în lume și au cucerit papilele gustative ale celor mai pretențioși somelieri. Marin Lavric lucrează la o vinărie din sudul țării, din zona vitivinicolă Valul lui Traian. Compania are în palmares cele mai multe premii internaționale. Suntem desemnată cea mai medaliată companie vinicolă din Republica Moldova pentru ultimii 2 ani. Asta este în mod oficial, conform datelor Oficiului Național a Vinii și Vinului. Și mă refer la medalii și distincții obținute la concursuri internaționale cu renume din orice colț al lumii unde participăm. Concursuri cum ar fi Berlin Wine Trophy, Mondus Vin și multe, multe altele. Avem și Grand Golduri, avem și Golduri, da? Mă refer la medalii de aur, la mare medalii de aur. Recent am, în 2019, am obținut și titlul de cel mai bun producător de vinuri seci din Republica Moldova. Vinul a devenit cartea de vizită a Republicii Moldova și este căutat de consumatori de pe tot globul, din Asia până în America de Nord și Sud, din Australia și până în Africa. Iar exporturile pe piețele continentului european și asiatic sunt în creștere. După primele 9 luni ale anului, România a fost pe primul loc la importul de vin. Vinificatorii spun că este o mare reușită faptul că au atins standardele internaționale de calitate. Cum am reușit? Aș putea zice că e simplu, rețeta e simplă, dar în același timp foarte complicată și complexă, pentru că e nevoie de mai multe ingrediente. În primul rând, asigurarea permanentă a calității. Tot ceea ce facem, noi facem cu pasiune și asta se reflectă atât în vinurile noastre, în calitatea vinurilor noastre, cât și în felul de a promova vinurile noastre. Studiem consumatorul, inclusiv din România, astfel încât să putem să venim cu cele mai bune și cele mai solicitate produse. Un mare accent se pune și pe încurajarea micilor producători de vinuri. Ei sunt susținuți de USAID prin mentorat și asistență tehnică, iar rezultatele se văd. 30 de mici crame și-au lansat pe piață propriile vinuri îmbuteliate. USAID does is bring in, through our implementing partner, bring in experts, international experts about winemaking, to basically help them show how to go from basically producing bulk wine to boutique wine that can be in bottles. The other thing they helped them do was with marketing, you know, to allow, you know, what kind of a label they need to put on their bottles. They helped them in establishing markets and finding markets outside of Moldova to sell. În acest an, Republica Moldova a exportat 4,6 milioane de litri de vin. Comparativ cu alte state, poate este puțin. Explicația însă e simplă. Dorim să ne definim prin calitate și nu prin cantitate. Astfel, vinul basarabean și-a câștigat, pe bună dreptate, o reputație impecabilă. O confirmă și somelierul de talie internațională, Daniel Frumusachi. O să începem cu fraza că vindem nisip în Sahara. Adică vinurile moldovenești se vând și în Franța, și în Spania, și în Portugalia, acolo unde este foarte mult vin. Adică noi facem imposibilul și asta însă își demonstrează calitatea vinurilor moldovenești. De la începutul anului 2019, vinurile din Republica Moldova au fost exportate în 67 de țări ale lumii. Au fost cucerite piețe în premieră, precum Afganistan, Siria, Togo sau Guam. Iar după o pauză de câțiva ani, licoarea lui Bahus, produsă pe palma de pământ dintre Nistru și Prut, are ajuns la consumatorii din Australia, Norvegia și Libia.